Bine ați venit la această nouă întâlnire capitală. Istoria nu este trecut, istoria este prezentul de ieri. Noi, cei de astăzi, este bine să ne aducem din când în când aminte cum a fost ieri, ca să putem să construim un mâine cât putem de bun. Cu o discreție, îndrăznesc să cred nemeritată, sâmbătă s-a desfășurat la Hanul lui Manuc, balul Boerimii Române, la care au participat urmașii tuturor marilor familii boerești din România. O ocazie, au declarat organizatorii, de a reaminti că românii nu-și uită țara, chiar dacă istoria i-a împrăștiat în diverse colțuri ale lumii. Îl avem acum în studio pe unul dintre organizatori, domnul Grigore Ghica. Bine ați venit! Mulțumesc, mulțumesc! Mă bucur să fiu aici cu voi. Descendent direct din familia a cărei membri au fost în repetate rânduri domnitori ai țării românești și ai Moldovei, domnule Ghica, a fost a treia ediție a balului. Când s-a născut această idee de bal al boierii? Uh, ideea s-a născut mai de mult uh, este o inițiativă la care am ținut-o mai multă vreme. Uh, suntem, uh, însă suntem la a treia ediție acum, uh, weekend-ul acesta a luat loc a treia ediție și dar ideea este mai veche, numai că din păcate nu s-a uh, întâmplat de la. De mai devreme când doream așa. Și, uh, problema și când a fost... a fost prima ediție? Prima ediție a fost acum trei ani. Uh, au fost mai multe tentative înainte, dar uh, uh, au fost probleme cu ce exact uh, vrem să ne dorim să, să facem așa. Și uh, uh, era vorba de o fundație, era vorba de o societate cu membri uh, și totdeauna se punea problema cine, cine vine, cine nu vine, cine e invitat, cine face parte cine nu face și până la urmă am decis că vreau să fac o petrecere și e mult mai simplu așa. Pentru că informal. Informal, așa, da. A fost deci un debut greu, dar acum la a treia ediție văd că aveți o listă mare de participanți. Avem o listă destul de mare, am fost la, adică sala la, a fost plină, nu, nu, mai era loc de un scaun la, la masă. Uh, și de da, la început lumea a fost cam uh, așa cu un semn de întrebare la inițiativa asta, de ce, uh, uh, cine să vină, că e prea snob, uh, uh, ideea e prea snob, alții pe de altă parte au criticat că uh, vine prea multă lume sau vine lume care nu face parte din lumea lumea noastră. Deci e, e greu să împaci toată lumea, dar am decis că cea mai bună variantă este să invităm descendenții familiilor vechi și prietenilor lor. Mm. Și deci să fie destul de inclusiv. Deci a trecut de această temere că veți fi acuzat de elitism și până la urmă o... A fost un eveniment reușit. Este și, sau convins și unii care au avut, cum am spus, să au pus semne de întrebare la început, au început și ei să vină încet, încet și, nu știu, trebuie să vedem ce facem la anul. Va trebui să găsiți o sală mult mai mare. E posibil. Deocamdată ne găzduiește familia la hanul lui Manu, care este un spațiu istoric, divin și foarte potrivit pentru ce facem noi. Deci ce familia au venit? Văd aici o listă impresionantă. Uh, au venit uh, așa mai multe. Bineînțeles, familia Cantacuzino, uh, familia Sturza, erau foarte mulți uh, Sturzești uh, din familia Erbicianu, am avut un reprezentant, uh, Macedonski, uh, familia Manu, Stolojan, Țițeica, uh, uh, Neculcea, Costinescu, uh, Vălimărescu, a venit uh, uh, domnul Erațiu, Nicolae Erațiu, cu nevasta lui. Uh, au venit... Familia Ghica, bineînțeles. Familia Ghica, bineînțeles. Erau destul de mulți ghiculești, uh, uh, membrii din familia Bol Bolconski, familia istorică uh, rusă, uh, din familia Cresoveloni, familia faimoasa, faim, familie banchiară, uh, din familia Florescu uh, și din familia Negrei. Cristoveloni da, e cărtureștiul, de pe librăria Cărturești de pe uh, Lipscania. Absolut, absolut. Serial. Și uh, Magic, au, fost, uh, au fost plecați uh, o familie foarte mare, faimoasa bancă Crisoveloni, da. au fost și ei plecați, uh, au dus o greu pe, pe când au venit comuniștii uh, și și ei au sensul ăsta de datorie să vină înapoi în țară și să să facă ceva frumos. A fost un eveniment caritabil. Absolut, absolut. Găsesc că dacă, dacă faci o petrecere, e bine să ai un good excuse, cum se spune în engleză. Și anul ăsta am sprijinit Fundația Pro Patrimoniu. Da, este o fundație despre care într-o vreme se vorbea, de la un timp însă nu se vorbește, dar datorită noastră se. Viața. <laughs> Mulțumesc, încerc încerc și uh, uh, aș vrea să-i văd, uh, uh, aș vrea să văd uh, uh, mai, mai mari, mai puternici, să crească și uh, uh, am vrut ca și ei să, uh, să folosească balul ăsta ca un exemplu și eventual să-și facă și ei evenimentul evenimentul lor. Da, e un fel de copie în mult mai mică a lui Heritage Found în. Uh... În Marea Britanie. Exact, exact, absolut și uh, bineînțeles la pro patrimoniu e, e, domnul Șerban Sturza, sunt, uh, sunt oameni care de fapt uh, uh, au și ei, vin și ei, deci din niște familii importante așa și uh, ei găsesc că sunt ei noștri uh, uh. Uh, și e important să ne, să ne susținem și să ne ajutăm. Da, și să ajutăm păstrarea acestui patrimoniu al nostru, în primul rând arhitectura la asta se ocupă pro patrimoniu. Absolut, absolut. Din păcate, pe timpul toate casele astea istorice, toate conacele sunt, au fost uitate, sunt în paragină și aș vrea să salvăm ce se mai poate salva. Da, între, chiar vreau, vă spunea de familia de familie nobilare. Conacul de la Florești e iremediabil pierdut. Se, bine, Conacul de la Florești Micul Versailles. Micul Versailles trebuie să ține minte că n-a fost terminat niciodată. Deci, Uh, poate uh, parcul ar fi frumos să începem măcar cu parcul, cu uh, grădinile, să, să fie un loc unde lumea poate să se ducă să viziteze. Da, și măcar de acolo, și după aceea eventual să. După aceea vedem mai departe, dar bineînțeles uh, 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 e nevoie de, de fonduri, de mulți bani. Uh, uh, și de ajutorul statului, că fără ajutorul statului și nu se Și de va putea ajutorul face. statului, absolut. Dar mesajul care vrem să trimetem cu evenimentul ăsta, cu balul ăsta, este importanța de, de a face ceva în societate, de a avea o responsabilitate civică și, și să, fim, să fim un exemplu pentru alții. Da. Și de a le reaminti oamenilor că istoria există. A fost, merită să ne o aducem aminte. Există și important, și des spun, de spun că nu poți ajunge undeva fără să știi de unde vii Și avem, avem o istorie lungă, bogată cu, cu bune, cu rele, dar totuși este ceva al nostru, e ceva foarte personal și trebuie recunoscut și așa putem să, să mergem înainte. Da, mai ales că dincolo de partea nobiliară, rep reprezentanții acestor familii de-a lungul anilor au fost și oameni politici și industriași, deci s-a trecut dincolo de partea pur uh, istorică, să zic așa. Oamenii oamenii ăștia, da, au fondat, uh, cum unii spun, au, uh, au ajutat uh, la România modernă, Uh, și uh, uh, este un sens de responsabilitate acolo care încercăm să-l uh, să ducem mai departe și să încurajăm pe alții să, să facă la fel. Și responsabilitatea de a aduce aminte. Ne aduce aminte, răstu... bineînțeles, pe vremuri, familiile astea, Cantacuzino, Sturza, familiile astea mari, toate spitalele, toate școlile, toate orfelinatele erau fondate de, de ei. Avem un uh... institut aici, în apropiere, da. Absolut, absolut. Și, din păcate, cu venirea comuniștilor. Toate astea au fost distruse și a venit ideea că statul, statul se ocupă de toate și bineînțeles că, că nu a fost așa. Și s-a uitat sensul ăsta de datorie, s-a uitat. Din păcate, găsesc că mentalitatea, mentalitatea noastră română este să ne gândim, să ne gândim la noi și să ne gândim să nu ne gândim la comunitate și ce este în jurul nostru uh, și să nu ne gândim la viitor, ne gândim numai la astăzi și uh, ce se întâmplă astăzi. Supraviețuirea, da. Exact, asta este mentalitatea, exact așa. Și am învățat uh, citind, uh, citind istoria, am învățat că este, există mentalitatea asta de supraviețuire. Uh, eu am locuit mai mult în Statele Unite și uh, de acum de șapte ani sunt din nou aici în țară și m-am lovit inițial, m-am lovit de, de mentalitatea asta. Cum ați plecat din România? Uh, am plecat în 76, am plecat la vârsta de 8 ani uh, și mama mea a plecat uh, cu fratele meu, care avea 10 ani uh, și cu mine uh, și cu două valize și uh, fără un ban și a plecat în străinătate. În Statele Unite, unde ne aștepta bunica, care plecase din 68 și ne aștepta acolo. Deci, a fost un exil <coughs> în partea cealaltă a lumii. Absolut, absolut. Și, și departe, și am plecat la 8 ani și tatăl meu a rămas aici în România, și l-am văzut numai după 7 ani la vârsta de 15 ani când am putut să vin înapoi în țară. Familia Ghica nu a fost o excepție. Multe personalități considerate incomode, ca să nu spunem mai mult de regimul comunist, au fost u, nevoite să u. ia calea exilului. Da. Există o diasporă nobiliară românească unită în Occident. Puneți de rudele dumneavoastră, dar dincolo de rudele dumneavoastră care erau în Statele Unite, există un spirit comun al diasporei nobiliare românești? Nu, nu pot să zic. Adică ne cunoșteam, bineînțeles, știam unde suntem pe, pe, unde, pe, pe, pe lumea asta, în ce țară, unde, pe unde suntem așa, dar, bineînțeles, cu distanțele era foarte greu să, să ne întâlnim și să ne vedem. Abia după 89 am început tot să venim înapoi în țară și e uh, o plăcere să ne, să ne regăsim. Uh, Mi-aduc aminte la prima ediție, m-am dus să-i spun unei doamne, să-i spun, uh, să mă prezint așa și a, uh, a zis, oh, eu te cunosc și a pus mâna la genunchi așa și a, a zis, te cunosc de când erai așa de, așa de mic. Uh, și uh, asta este ideea, să ne, să ne regăsim, să, să ne bucurăm de timpul care îl mai avem uh, și să fim înapoi aici, în România. Sunteți pe București FM, întâlnire capitală, invitatul nostru de astăzi, domnul Grigore Ghica. De curiozitate, dintre actualele personalități politice, a fost cineva prezent la balul de sâmbătă seara, dacă îmi permiteți această glumă? Uh, nu, n-a fost uh, și uh, e, e păcat. Nu, nu găsesc. Adică este un eveniment, nu este un eveniment politic, este un eveniment privat și prefer să-l țin așa, să-l păstrăm așa și să fie legături de aștia de familie și prietenie. Găsesc că asta e important. Am mai fost la evenimente, la alte baluri și vine lume de peste tot, dar își pierde cumva mesajul și ideea. Nu, mă gândeam personalități politice ale prezentului ca o legătură între trecut și prezent să, în primul rând să conștientizeze uh, cei de astăzi de importanța, importanța trecutului, să asimileze acest lucru. Da, nu, n-a fost, fost. n -a, fost n-a fost, nimeni din politică, din lumea politică, așa, nu. Deci ați preferat uh, discreție totală, uh, ca să spunem așa, calculată. Da, da, este, pentru că dacă nu pierzi, uh, uh, pierzi mesajul care vrei să. Și, cum v-am spus, ideea s-a născut. Vroiam să aduc, uh, să aduc împreună uh, prietenii mamei mele și uh, să, se, să se revadă după atâta vreme, după atâta timp uh, și să se bucure și ei. Și, uh, și uh, aș vrea să, să rămânem acolo, să fie o seară unde prieteni se adună și important este să lumea să aibă ceva în comun și e o plăcere când vezi lume acolo la eveniment care nu s-a mai văzut de atâtea ani, de atâta vreme și sunt legături care se descoperă și asta e o satisfacție destul de, destul de mare. De, de exemplu, vreau să spun, au venit o domnișoare de la Paris, turza care uh, au uh, două surori, uh, au copilărit în Canada și a fost prima dată că au venit în România. Uh, și uh, ce bucurie! Ce bucurie! Și mesajul a fost că au aici uh, familie, că au, uh, uh, au de ce să vină. Au de ce să vină și e, sunt acasă aici. Da, uh, Nu credeți totuși că făcând ceva mai public în acest, în acest eveniment. Ajutați românii să-și cunoască mai bine istoria. Discreția aceasta îi face pe român să nu știe despre lucruri pe care ar trebui să le știe. Ar fi util pentru noi să le știm. Discreția este ceva foarte important. De fapt, discreția e ceva pierdut în România și mi-ar place ca lumea să învețe din nou ce înseamnă discreție. Și e ceva foarte frumos, foarte subtil și dacă noi putem să fim un exemplu pentru discreție, asta mă bucură de fapt și să învețe cineva ce înseamnă discreția, asta ar fi ceva frumos. Din ce ați văzut dumneavoastră, oamenii care ați vorbit, există în rândul tinerilor de astăzi, descendenții familiilor boierești, dorința de a, spi, de a perpetua acest spirit? Foarte important și mă bucur că ați atins punctul ăsta. V-am spus, ideea este să, să aduc împreună niște generația părinților mei. Uh, tatăl meu nu mai este, din păcate, și uh, uh, dar, pe de altă parte, ideea este să aducem împreună și tinerii uh, și să se cunoască uh, și uh, legăturile astea de familie care se cunoșteau părinții, se cunoșteau bunicii și așa mai departe și să se cunoască și ei, din păcate, s-a cam pierdut pentru că toți am fost așa goniți, am plecat prin toată lumea și acum, acum putem să venim înapoi acasă și să redescoperim relațiile astea. Și mai ales e foarte important pentru tineri și țin, asta foarte, țin la asta foarte mult. Da, că mai există totuși uh, urmași tineri de 20 și 30 și 40 de ani uh, care nu au avut ocazia de a se cunoaște înainte da. și da. poate au ocazia să se cunoască acum. E foarte important asta pentru că totuși este datoria de a duce ceva mai departe. Uh, generația mamei mele uh, este foarte strânsă uh, pentru că au trăit prin uh, timpuri reale alea foarte dificile și au suferit uh, foarte mult și s-au strâns și uh, aveau încredere numai în ei și uh, mm -hmm și... Uh, o solidaritate. O, exact, exact. O exact solidaritate. Da. Uh, din lista pe care ați uh, enumerat-o, sunt nume istorice, majoritatea erau în vârstă sau erau și suficienți tineri? Majoritatea sunt în vârstă, ce mă bucură, pentru că uh, ei au niște legături de ani și ani și ani de zile, dar uh, din ce în ce încep să participe mai mulți tineri Uh, și bineînțeles că oamenii ăștia mai invers, de au și ei descendenți, uh, și încurajăm să vină și ei. Da. Ați plecat din țară, v-ați întors da. în urmă cu câțiva ani. Cât de greu a fost să vă redobândiți fie și numai o parte din bunurile familiare? Uh, a fost o luptă, o luptă și. Uh, uh, pentru, pentru, toți așa, ce să, mai, ce să mai discutăm despre asta, n-a fost ușor, știu în alte țări. Teoretic în, ar fi fost foarte simplu, fiindcă aveați toate actele, deci nu era niciun nimic contestabil. și din păcate Iliescu a făcut, a făcut, făcut lucrul ăsta unde a lăsat pe cei noi proprietari sau cei noi chiriași să cumpere Uh, proprietățile care de fapt uh, aparțineau uh, altora și au fost naționalizate și asta a complicat lucrurile foarte mult și statul n-a vrut pur și simplu, uh, uh, din păcate. Da. Și totuși o parte dintre ele s-au fost recuperate. De o parte s-au recuperat, altele stau în paragină și nu se ocupă nimeni de ele. Altele s-au recuperat uh, și, uh, uh, de exemplu, familia mea, familia uh, Orleanu, la Galația exista, exista un conac care pur și simplu primarul ne-a dus cheile și ne-a spus uh, veniți și luați-l că noi nu putem face nimic cu el. Era uh, o ruină, absolut o ruină. A fost un spital care pur și simplu nu mai, uh, nu mai putea funcționa uh, și uh, localitatea nu mai putea să-l folosească. Da. Nu mai erau geamuri, nu mai erau buși, uh, o ruină. Uh, ce să faci cu ceva, ceva așa? Nu știu, totuși suntem niște oameni modești, îți trebuie foarte mulți bani să renovezi ceva așa, deci a, din păcate ne, ne -am în anii ăștia ne-am distrus a, istoria, în anii ăștia comuniști. Și acum dacă vi se retrocedează un conac, cum spunea cel de la Galați, e un fel de cadou otrăvit, n-ai ce să faci cu el, nu poți să-l acoperi. Absolut, e, e de fapt o pacoste în multe cazuri ce-ai ce primit înapoi. Absolut o ruină. Nu se poate face nimic. A, bine, au fost și cazuri de excepție. Au fost e? și cazuri de excepție. Mă gândesc la Radu Miclescu care uh, 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 și a devotat uh, uh, ultimii ani al vieții de uh, a da viață uh, conacului familiei la Călinești uh, și a făcut uh, ceva extrem de frumos acolo. Bineînțeles că sunt excepții și sperăm că în continuare vom, uh, vom putea clădi și, uh, uh, și reface uh, monumentele astea istorice de fapt, uh, pentru că sunt monumente. Da, bine, problema este aici și de a mobiliza Dumneavoastră, cei care reprezenta tradiția, pe cei care au bani și care nu sunt neapărat tradiția, dar de a-i convinge să ajute tradiția. Revenim la ideea asta de a. De a, a forma o societate civică, de a învăța oamenilor că avem o responsabilitate de a dea înapoi, să ne gândim la o comunitate, să ne gândim la viitor și să construim ceva, nu numai să ne gândim la momentul de față. Ba, să ne -a... Să ne bucurăm, să ne construim bucuria. Și să fim un exemplu. Fiecare are o responsabilitate. Noi, în casă, am fost crescuți cu ideea asta că trebuie să, să să fac ceva. Și și cred că ceilalți în jurul meu și care au fost la evenimentul ăsta, sigur, au avut aceeași educație și dacă putem să -o, o dăm așa, ca exemplu mai departe, why not? Da. Deci suntem condamnați că dacă vrem să păstrăm anumite bucăți de istorie să le vindem, cum s-a întâmplat cu corza cu Cantacuzilor de la Bușteni. Din păcate. Din păcate, dar ce să facă? Uh, e, e, moștenitoare avea 80 și ceva de ani. Uh, ce să facă? Să se... Numai în străinarea poate să păstreze acest spirit. Da, da. da. Este o trist pentru... Poate trist. Uh, pentru viitor. Bineînțeles, sigur v-ați gândit la viitor. Uh, pentru viitor, uh, rămân aici în România, uh, balul continuă, are din ce în ce mai mult succes și mă bucur de asta și uh, uh, urmează să vedem uh, ce cauză sprijinim la, la anul. Primii doi ani am sprijinit o fundație, Fundația Sfântul Dumitru uh, și, uh, și rămâne să construim și să clădim și uh, să, să facem ceva mai bun. Bine. Uh însă și Hanul Umanuc este moștenire Cantacuzino. Deci este, este și avem e unul din mare. cazurile fericite în care nu au fost nevoie să o vândă. Este, dar am învățat chiar uh, weekendul ăsta că uh, era o șanse foarte mari să fie distrus. În timpul lui Ceaușescu, Ceaușescu venise când se refăcea toată piața Unierei. Ceaușescu a fost în vizită la Hanul Manuc să vadă ce e acolo și a fost cu un istoric care l-a convins că merită păstrat. Și că acolo, începuse, erau niște comuniști care trecuseră pe acolo. Ceaușescu i-a plăcut ideea asta și norocul este că Hanul Manuc a rămas în picioare. Da. Deci există anumite șanse minime de a se... Au existat excepții, dar din păcate mult prea multe. Ne gândim la Casa Poporului, cât s-a distrus casă și cu ce sacrificiu. Ne gândim la Spitalul Brâncovenesc, care nu mai există și, și foarte trist. Pe mine mă încântă să văd în piața Universității, să văd din nou statuia lui Brătianu. Mă încântă și... Uh, da, a fost sen... foarte discretă uh, inaugurarea ei. Pe, a, fost, uh, a fost pentru că a picat guvernul și s-a da. cancelat și uh, din păcate de care au venit din... Uh, uh, care au venit din... Uh, uh, străinătate uh -huh. pentru uh, inaugurare uh, s-a cancelat uh, și nici nu li s-a spus nimic, nici nu li s-a cerut nicio scuză Până la urmă totuși a fost inaugurată, dar a fost. pur și simplu a... ne-am trezit cu ea, fără în, nicio în ceremonie stilul, fără în nicio... stilul nostru, uh, dar pe mine mă încântă când trec acolo și simt o legătură cu, uh, cu trecutul. Bine, presupun că și când vedeți Crisoveloni care a fost foarte bine, zic eu, Reconvertit în tot ce putea fi mai nobre și anume o librărie. Absolut, categoric. A fost o, și este o treabă bine făcută și uh, uh, mă încântă pentru că totuși leagă familia Crișovelonii de România uh, și așa mă bucur de ocazia să-i văd când mai vin pe aici. Uh, noi nu ne vedem numai la balul ăsta o dată pe ani. Uh, da, asta uh, vreau să uh, ne, ne întâlnim în saloane, ne gândim uh, sunt niște tradiții, uh, de exemplu, uh, am uh, niște mătuși, niște prietene foarte Bune, uh, a mamei mele și uh, uh, care au ce se chema și ce se cheamă jur fix. Deci, uh, odată pe săptămână, uh, la o anumită oră, uh, primesc lume și uh, poate oricine știe că poate să, să se ducă acolo, să, uh, să vadă lume și uh, e o lume care se cunoaște și o lume care este, are. Uh, un lume care se cunoaște din copilărie, din tinerețe, și care au ceva în comun. Și care are ambiția să nu lase trecutul să dispară, să fie uitat. Absolut, și asta este o, o mică tradiție care continuă jur fix și e ceva foarte frumos. și uh, Când mă duc acolo, tot timpul mă, mă întâlnesc cu uh, cei pe care uh, familiile pe care le-am uh, le listat mai devreme le-am. Uh, le-am spus Cantacuzino, uh, Cresoveloni, Sturzești și așa mai departe. Deci uh, vă așteptați ca asemenea reuniuni interfamiliare uh, nu numai să continue, ci și să crească în viitor? Sperăm cu tineri, asta este. Uh, da, absolut. Bineînțeles, ne vedem la, uh, la nunți, la botezuri. Din păcate ne vedem mult prea des la mormântări uh, și uh, și uh, da, să sperăm că de asta e foarte important să unim să animăm generația asta uh, care vine tânără uh, și să, cunosc, uh, să, să se cunoscă și ei, cum v-am spus, uh, generația uh, părinților uh, mamei mele. Era o generație și este o generație foarte strânsă. Tinerii uh, nu se, se cunosc așa de bine între ei, uh, dar și, vor. Uh, au dorința. Trebuie să-i învățăm. <laughs> Trebuie să-i învățăm. Da. Mândria de a de aparține unei mari familii. Uh, da, și asta, și uh, dacă nu, nu o simt deja, și să, să vină în țară, să vadă ce au clădiți uh, strămoșii lor, uh, și să aibă sentimentul uh, of belonging, că aparțin uh, de ceva mai mare. Au fost întâlnit capitale. Invitatul nostru de astăzi, domne, domnul Grigore Ghica. Domnul Ghica, vă mulțumim de prezență. Vă mulțumesc, a fost o plăcere. Vă mulțumesc frumos. Be smart. Be cool. Be fresh. Be